Bărbatul care locuiește la apartamentul numărul 4 a vrut să-și verifice corespondența, a deschis cutia poștală și a găsit înăuntru un pachet învelit în mai multe hârtii promoționale. L-a deschis și a constatat că înăuntru este un pistol de calibru 5,6 de tip spion. Plicul în care era învelit avea inscripționată data de 31 iulie 1962. Lângă pistol erau 39 de cartușe. Locatarii cred că cel care le-a lăsat în poștă fie a vrut să-l amenințe pe proprietar, fie a vrut să scape de armă. În bloc oamenii s-au speriat și s-au baricadat în case. Era un pistol artizanal, nu era un pistol normal. Era un pistol confecționat, nu era un pistol cu cartușe care am înțeles că erau, cum se zice, de foc, care putea să omoară oricând pe cineva. Le-ați dat seama dacă a fost folosit înainte? Nu știu. Deci numai cei de la poliție știu dacă a fost folosit mai înainte. Cutia era deschisă? Cutia era deschisă, nu era asigurată cu lacăt. Dar cine s-a teamă? Ar putea fi vorba de o amenințare? Nu știm deocamdată nimic. Proprietarul cutiei poștale a declarat că nu a verificat corespondența de 2 zile. Nu știm. Cine o fi intrat, când a intrat, când l-a pus locatarul? Ce v-ați gândit când a venit cu pistolul locatarul? La ce să mă gândesc? După incidentele de la București, la ce vă mai puteți gândi acum? Poate a fost pus intenționat să-l găsească cineva în mod intenționat, poate a fost pus, eu nu știu, judecata mea. A vrut să scape de el. Arma a fost ridicată și urmează să fie supusă unei expertize pentru a se stabili dacă era în stare de funcționare sau dacă fusese folosită. Totodată se fac verificări pentru identificarea persoanei care a abandonat-o. Bărbatul care a făcut descoperirea a fost audiat de polițiști și nu crede că a fost vorba despre o amenințare. Cel mai probabil, individul care avea arma și muniția le deținea ilegal și a vrut să scape de ele ca să nu fie prins de polițiști.